La 20 de ani de la apariția primei sale ediții, cotidianul Deșteptarea e unul dintre foarte puținele ziare românești care pot afirma fără tăgadă că au păzit cu stoicism și abnegație bunul neprețuit câștigat de români în decembrie 1989, libertatea de expresie. Noi am fost martorii istoriei. O istorie pe care am scris-o ca pe o mărturisire omenească despre viața adevărată. Am fost și cei care am zidit istoria, cu patimă de om prinsă în vârtejul vremurilor, dar și cu gândul lucid al întemeierii. Am scris despre oamenii Bacăului, însă mai întâi de toate i-am privit și i-am ascultat 20 de ani pentru a ne regăsi mereu și mereu sensul. Și despre Bacău am scris, dar mai ales am fost parte din el ca să nu pierdem reperul esențial al rostului nostru. De la curajul izbucnit din speranță până la certitudinea locului câștigat prin muncă, de la clipita vieții aflată în cumpănă până la înălțătoarele fapte, toate le-am cuprins, mai întâi în căușul sufletului și în priceperea minții, pentru a le dărui apoi tuturor. Sunt 20 de ani de la apariția primei ediții a ziarului Deșteptarea. Astăzi, colegii mei, foștii colegi, parte din ei nu mai lucrează în ziarul, în redacție acum, au hotărât în acea zi că ceva trebuie schimbat, așa cum se schimba și în țară, și au plămădit un nou ziar. S-a făcut o licitație, dacă se poate spune cu ghilimele de rigoare, și s-a ajuns la denumirea de Deșteptarea. În timp, ziarul a devenit o emblemă a Bacăului, un brand. Este cel mai căutat ziar și cel mai citit. De altfel și longevitatea lui se datorează în primul rând cititorilor și după aceea echipei, mari echipe a Deșteptării. După 20 de ani de când Deșteptarea ființează, mă simt cu adevărat împlinită din punct de vedere profesional. Privind retrospectiv la cei 20 de ani care au trecut de la primul număr al ziarului Deșteptarea, nu pot să nu constat cu mare satisfacție și fericire în același timp că ziarul a evoluat foarte mult, evident și colectivul redacțional a evoluat atât de punct de vedere al conținutului cât și al graficii. Este, să zicem, de nerecunoscut, însă fiecare, știu, moment a avut satisfacțiile lui profesionale. După 20 de ani, ca un nou născut, în ce sens? Anii și-au pus amprenta. Inclusiv asupra părului, că atâtea trăiri, atâtea emoții. Însă, ca să faci o retrospectivă, nu poți să vezi anii de atunci cu ochii de acum și cu mintea de acum. Lumea avea foarte mare încredere în presă. Cred că și-a păstrat-o și acum, mai ales că menirea presiei este să aducă informații. Și dacă e reală, e bună, cred că s-a câștigat în timp. Vremurile se schimbă foarte repede. Alte chipuri, alte voci vin în prim plan. Se schimbă și felul în care oamenii văd lumea. Sunt alte idealuri. Chiar scara valorilor devine alta. Nu este ușor să ții mereu pasul cu grăbita înșiruire de evenimente mari și mici. Dar Deșteptarea va fi în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an, la fel de vie și actuală ca în primii 20 de ani. Nu este o promisiune. Este asumarea unei datorii de suflet, onoare și responsabilitate.